suflet de pâine cu sare, neamule ai moștenit. Străină e nepăsarea să plece de unde a venit. Ai noștri mulei prin Siberii, cobzarul pescuns cântau. La-ntoarcere au sădit merii, cu lacrima îi udau. Va prinde adevărul la naric și vinele în țara ta. Atunci când îți vei răspunde, dar ce fac eu pentru ea? Atunci când ne vom răspunde, ce facem noi pentru ea? Roy UK Radio, un radio dedicat românilor. Avem o țară unde au stăpânit odată vitejii daci bărbați nemuritori, și unde stau de veacuri la oaltă izvoare vai și munți cu fruntea în zări. Avem troițe sfinte, altare și icoane, și candelari cu mii de pâlpâiri. Avem atâtea lacrimi și prigoane, că ne e plin pământul de martiri. Avem la Putna sfânt și viu cu Duhul, pe cel ce-a stat ortodoxiei scut. Și azi de-l vom chema să-mi frângă apusul, va răsturna cinci veacuri de pământ. Avem pe Brâncoveanu pildă tare, căci pruncii lui sub sabii au căzut, ca să păzească fără de schimbare credința dreaptă în care s-au născut. Avem Ardealul sfânt, pământul răstignirii, cu tunuri sfâcte ca de cel viclean. Avem ierarhii sfinți, pe Iancu și martirii, pe Horia tras pe roată pentru neam. Azi iarăși te-au suit vrăjmașii tăi pe cruce, Ardeal cu trei culori împodobit, scriind deasupra vina ta cu sânge, aceea ca ortodoxia iubit. Avem un rai de sfinți, întemniți dați la moarte și aruncați în groapă neștiuți. Dar astăzi din pământul la o parte ies moaște sfinte în zeghe grea de deținuți. E jertfa lor de veacuri mărturia ce strigă din morminte până la noi, să apărăm cu râvn ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Să apărăm cu râvn ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Roy UK Radio, un radio dedicat românilor. Bună seara, dragi ascultători, bine ați venit pe Roy UK Radio, emisiunea noastră săptămânală Român Absolut. În seara aceasta avem alături de Iulian un invitat special,
foarte special, zic eu, care se pliază perfect pe titulatura acestei emisiuni, Părintele Sorin Grecu. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara! Și bineînțeles și pe Iulian. Bună seara, Iulian, bine ai venit! Și bună seara! Și ascultătorilor! Și ascultătorilor noștri! În această seară, Iulian ne va prezenta tematica emisiunii. Avându-l aici pe Părintele Sorin, nu putem vorbi decât despre Părintele Sorin și vorbind despre Părintele Sorin, nu-l putem uita pe Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Ne va fi un pic mai greu să vorbim de ambii părinți în același timp, motiv pentru care să încercăm să secționăm, pentru cei care nu cunosc, să secționăm emisiunea în două părți. Într-o primă parte, părinte, aș vrea să ne dați câteva detalii care țin despre dumneavoastră personal, iar în a doua parte a emisiunii să încercăm să marcăm momentul întâlnirii dumneavoastră cu cel care a fost părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa și să ne spuneți câteva lucruri care nu sunt scrise în cărți și câteva lucruri, așa cum ați spus dumneavoastră, care țin de istorie, istorie care trebuie făcută cu nume. Despre copilăria dumneavoastră, am înțeles că v-ați născut în 59, pe 27 iunie, la Câmpul Mușcel, în Argeș. Da, m-am născut cu două zile înainte de Sfântul Apostol Petru și Pavel, iar părinții mi-au pus și numele Paul, de aceea pe cartea de vizită și ca nume de creștin apare Sorin Paul Grecu. Este numele meu de botez, Sorin Paul. Am copilărit 15 ani în Câmpul Mușel, școala generală, cu tot ce ține de copilărie și amintirile frumoase. Pe scurt, învățătoarea doamna Nițescu, care o vizitez de fiecare dată când ajung în România și are 92 de ani acum, și doamna Elena Nițescu a rămas persoana care mi-a pus creionul în mână și care m-a învățat să scriu și mi-a dat cei 4 ani, primii 4 ani de școală, educația. Apoi generala, unde am avut profesori, între care domnul Drăgușanu, care era și teolog și veteran de război, a fost coleg de bancă și bun prieten și coleg, 4 ani cu marele cântăreț Marcel Pavel. Serios? Da. Eram în aceeași echipă de handbal, de fotbal, țin legătura de repede întotdeauna când ajungem în România. După 15 ani am plecat în București, unde am absolvit seminarul teologic. 5 ani. Atunci are loc întâlnirea cu părintele Gheorghe Calciu? Da, era exact 1 septembrie 1974, prima zi de examen pentru seminar. Nu știam, bineînțeles, că voi reușiți, dar aceea a fost prima întâlnire, chiar 1 septembrie 1974. Era examenul la religie și Părintele Calciu era în comisia de examinare. Mi-a rămas tipărit exact figura dânsului și, ca între altele, să pot să spun despre dânsul, mic de stat, dar foarte mare la sfat, și 4 ani de zile mi-a fost profesor, în 78. Aceasta o să vorbim despre Părintele Calciu, a fost de-a în 79 am plecat militar, deci 5 ani de seminar. Am întors în 80, iar din 80 până în 84 am absolvit Facultatea de Teologie, tot în București, unde am avut părintele Constantin Galeriu. Asta era următoarea întrebare. Câteva cuvinte, dacă puteți să spuneți despre ce a însemnat întâlnirea cu părintele Constantin Galeriu. Părintele Constantin Galeriu, fiind de la facultate, profesor universitar, pentru noi, studenții proaspeți,
vedeam în dânsul o persoană care la un moment dat nu știam cum să o legăm de preoție, de viața particulară, de viața de familie, și mi-aduc aminte că nu-l vedeam decât în... Deci toată lumea îl vedea în manele valente, deci în forma de preot. Și participam la câte un eveniment acesta mai tineresc, la o sigură numastică, la o nuntă, la ceva, și puneam întrebarea: Părinte Constantin, Părinte Galeriu, profesor, nu aveți haine civile? La care Părintele Galeriu spunea, zice, nu, de când m-am preoțit, zice, aceasta este haina mea. Și ne făcea mărturisit despre fiul dânsului, deci cu tot ce ține de tinerețe, că fuma o țigară, că mi s-a părut că miroase a tutun și că încearcă să-i dea o educație cât mai apropiată de ortodoxie, dar erau lucruri care erau firești pentru noi, că toți eram tineri, toți mergam și în cele lumești, dar un om care îl priveai și nu vedeai în ochii dânsului decât bunătate și blândețe. Părinte, când ați intrat, v-am întrebat dacă este grea referenda și răspunsul dumneavoastră a fost este grea misiune. Referenda este ușoară, de la 100 de grade. Vreau să facem un salt puțin înapoi, dacă se poate. Ați avut din copilărie o direcționare spre ortodoxie, spre credință? Nu a fost cineva care să vă îndrume. A fost exact după ani de zile să-mi dau seama că ceea ce aveam să aflu despre preoție, că preoție este o chemare, deci nu este o meserie. Sunt 7 taine, pentru care a 7 este taina preoției. De multe ori le spun uneleașilor mei, v-a spus întrebarea vreodată de ce preotul se sărută mâna sau îi se zice sărut mâna față de doctor, inginer, profesor și altă orice alte persoane de pe fața Pământului care au daruri, daruri de a vorbi în limbi, daruri de a vindeca la doctorul, daruri de a învăța matematică, fizică, geografie. De ce preotului îi se răspunde prin această sărmâna, Părinte? Pentru faptul că în mâna preotului este harul lui Dumnezeu cu care se preocupează turma. Deci preotul este chemat, se spune, din când ce mame, nu știu, vei fi preot. Și spre stuporea mea, mi-am dat seama că voi fi preot exact în momentul în care am fost respins de la a merge mai departe în sport. Deci, țelul meu a fost pentru a ajunge un profesor de sport, un sportiv, cum se zice, pe niște culmi mai înalte. Mi-a plăcut foarte mult atletismul, 4 ani de zile am făcut la timpul în Mușel, atletism de performanță. Eram un copil, dar aveam un antrenament de câte 4-5 ore pe zi. La 10.000 de metri, 5.000, 3.000, 1.000, tot ce ține de atletism, ceva și cu box. Pentru mine personal, deci nu profesionist. Dar ceea ce s-a întâmplat datorită faptului că Dumnezeu m-a chemat a fi preot, refuzându-mi să ajung să iau examenul la școala sportivă de Capului, deși a fost primul la toate probele atunci. Am stat cu mica mea în același pat, mama lui tatăl meu, Dumnezeu s-o odinească, Elisabeta, a murit la vreo 93 de ani, iar la mormântarea dânsei în 86, au fost 12 copii în jurul sicurului la Mățeu, din Marele, 9 băieți cu tatăl meu și 3 fete, dintre care 4-8 de ani mi-ai făcut războiul și s-au întors toți de pe front. Și auzeam rugăciunile, simțeam trăirea acestei femei în vârstă la 93 de ani, cum spunea o rugăciune și cum vorbea despre Dumnezeu. Și o ajutam să ajungă la biserică. Mi-aduc aminte că mă duceam la biserică la ora 10 dimineața, dădeam Sfânta Liturghie, preotul îi săruta mâna, spuneam Jeanu, Doina, Cristinel, fratele meu și Sorin, și Elisabeta, fugeam pe stadion, aveam concurs. Și ca după 4 ani de zile să-mi dau seama că Dumnezeu m-a ales să merg pe calea spre preoție. Și așa am ajuns la București, datorită mâhnirii mele, că nu am fost admis la școala sportivă din Câmpulic, nu știu. Ceea ce asta a fost clar voia lui Dumnezeu.
Un ateu ar spune, încurcate sunt căile Domnului. Nu știu, mi-ați spus că ziua dumneavoastră însemna 4-5 ore de antrenament. Da. Stau și mă gândesc, proveniți dintr-o castă de oameni care ați beneficiat o zi mai lungă. Mă uit la copiii noștri, se întorc de la școală și în același timp se plâng că se plictisesc, dar în același timp spun că nu au timp. Timpul ți-l faci în momentul în care ai o plăcere în a face ceva, parcă se mărește timpul, parcă ține cu tine și le rezolve toate. Dacă faci ceva fără o plăcere și fără să pui suflet sau să-ți placă acel lucru, normal că timpul se scurtează și ți se pare că nu ai avut timp să faci ceea ce scopui. Și erau antrenamentele care mă mulțumeau pe mine sufletește, erau concursurile la care participam, erau orele de școală la care ajungeam imediat și care parcă mi-aduc aminte că erau bucurie. Aveam pe profesori și în special doamna Poșoiu, Gabriela, de română, care parcă erau mândrie că ajung cu diploma de locul întâi. Și mă ridicam în fața clasei și zice, iar avem Sorin Grecu, câștigător pe oraș sau pe județ în concurs. Ceea ce era o mândrie pentru mine atunci, deci mă simțeam, cum se zice, falnic. Dar totul făceam din plăcere și aduc aminte că îmi uita și copilăria, mă și jucam, și învățam, făceam și sportul acesta. Primeam, cum se zice, educație de la bunica și de la părinți în același timp. Deci timpul poate să acopere pe mult, să acopere totul, dacă faci cu plăcere sau dacă iubești ceea ce faci. Deci omul cu cele mai multe șanse să fie admis în sport, beneficiind de un background substanțial, ca să spun așa, nu reușește și în 81 se căsătorește și devine și preot. Căsătoria are loc la vârsta de 22 de ani, 27 iunie, în ziua dumneavoastră de naștere. Da, mi-aduc aminte, aveam un examen la franceză cu domnul Radulescu Mihai, profesor universitar, și l-am rugat să mă lase să intru la începutul catalogului, pentru că eram la G, la Grecu, și trebuia să ajung pe la 12-1 la examen. Și l-am rugat să dau examenul dimineață, că la ora 1 trebuia să fiu un roșior de vede să mă căsătoresc civil. Și am ajuns la roșior de vede și mi-aduc aminte, mama, tatăl meu, Dumnezeu să-l odinească, a venit la Câmpul Lung cu mașina, tot. M-am îmbrăcat repede, am ajuns spre primărie, viitoarea soție, și acolo la primărie, zice, astăzi 27 iunie 1980, Sorin Grecu, născut pe 27 iunie, și atunci am realizat, ca să zice, la mulți ani. Și toți zice, e ziua mea, da, asta am împlinit 20 de ani. Și a fost căsătoria și imediat la o lună de zile, chiar de 20, o zi înainte de a împlini 22 de ani și o lună, am și fost hirotonit preot pe seama parohiei din Peretul Telorman. Deci în 26 iulie, la o lună de zile, eram preot pentru parohia din Peretul 3. La Peretul am înțeles că ați activat până în 87, după care până în 92 ați fost la roșior de vede, la parohia Sfântul Ilie și Sfânta Cruce. E o perioadă care înseamnă un părinte Gheorghe Calciu Dumitreasa deja în America și dumneavoastră rămas în România. Mai țineați legătura cu dumnealui? Ce s-a întâmplat în 1981, când eu am ajuns în Peretul, părintele era în pușcărie la Iud. Era deja încarcerat. Da, din 79. În 79 am făcut chiar o mărturisire într-o carte, Mărturisitorul de care vă temeți, scrisă de un scriitor, Sergiu Ciocârlan. Da, am citit cartea din, cu plăcere și pe Braila, în care în 79, în concediu din armată, care mi s-a dat voie să mergem la Revelion, soldații,
Părintele Calciu era în ultima stare, deci avea 35 de kg până în 40 de kg la iud. Era după un protest de greva foamei, deci în care protestul era făcut pentru a arăta că nu el cere ieșirea din pușcărie și că nu își recunoaște nicio vină în ceea ce privește arestarea lui. Și Părintele Calciu a trăit în pușcărie până în 84. În 84 a fost eliberat și în 85 a ajuns în America. Am reușit să-i trimit o fotografie cu promoția. Deci ați reușit să comunicați. Da, am reușit să-i trimit o fotografie cu promoția. Cum se trimiteau fotografii în America trebuie să fii binecuvântat de Dumnezeu ca să poți să scapi în viață sau să nu scapi, să scapi nearestat în perioada aceea. Era o persoană care venea din America, se numea John Crossley. Era persoana care nu era ortodox, era de o altă religie, aproape că nu avea religie, dar când a aflat despre viața Părintelui Calciu în America, l-a urmat peste tot. Și era persoana care venea în România în timpul lui Ceaușescu, i-a putea să scoate cât o dovadă de ceea ce se întâmplă la aiut cu Părintele Calciu și cu ceilalți deținuți, cu doamna Dorina Cornea la Cluj, când începuse, cum se zice, lupta împotriva dărâmării comunelor, satelor. Și Părintele, și John Crossley avea legătură cu domnul Dumitreasa, de aceea cu Părintele Calciu îl cheamă Gheorghe Calciu Dumitreasa. Dumitreasa era numele de familie al doamna Adriana, deci soției, proteasa. Iar domnul Ionel Dumitreasa era fratele, cumnatul părintelui, care locuia în București și care avea, cum se spune, un trecut, indiferent câtă securitate era și la ușa dânsului, Dumnezeu rânduia să te strecore așa puțin și să ai o legătură. Și am trimis fotografia părintelui Calciu în America, care este publicată, a fost cea mai mare clasă, 70 de persoane. A fost 70 de elevi, de 74 până în 78. Câți mai sunt în viața astăzi? Cu aproximație, eu țin legătura cu aproape toți, cu aproximație din 70, n-am terminat 70, cum se spune și la Scriptură, mulți chemați puțin aleși, unii au mai căzut pe parcurs, au mai dispărut vreo 15 colegi, restul suntem în viață. Și cu cât pot să țin legătura, aproape că încerc să țin cu fiecare sau chiar dacă n-a reușit cu fiecare în parte, țin legătura prin alții. Deci nu direct cu ei, dar prin ceilalți colegi de-ai mei, cu Părintele Cuza, cu Părintele Tudorache, Părintele Ștefan Ușa de la Ploiești, Părintele Mihai de Neamț. Deci 4-5 până la 10 colegi de-ai mei suntem în legătură, iar ceilalți au legătură prin noi. Deci, în perioada asta, 87-92, înseamnă o perioadă care cuprinde și evenimentele din 89, Revoluția. Da. Toată lumea vă asociază cu demolatorul lui Lenin. Adică pe imaginile transmise de la TVR, în momentul în care este dată jos statuia lui Lenin, dumneavoastră sunteți cel care te ridic crucea. Ridicați crucea. Spuneți-mi, cum ați procedat la Revoluție? Deci, cum ați ajuns la demolarea statuii? Atitudinea care ați avut-o în momentul în care ați auzit de ce se întâmplă în Timișoara? Da, deci, în două, trei cuvinte să spun, 81-87, preot în perete. Acolo a fost momentul în care Dumnezeu mi-a dat tăria aceea să urmez ceea ce Părintele Calciu făcuse. Și din colegii mei, chiar dacă mulți au fost cu mare curaj, ca și mine, a avut un curaj mai mult în taină. Eu am fost un pic mai gălăgios în curajul meu și atunci am luat această, cum se zice, acest dar de la Dumnezeu prin a spune că un biugrai doreanțele tinerilor de a fi la biserică, de a
avea o biserică în comuna aceea și atunci a urmat persecuția care nu mai vreau să, nu să trec peste ea, să o mai amintesc, să găsesc în multe articole. Preoția de 5 ani și jumătate din Peretul, evacuarea mea din Peretul, amenziile care au fost pentru bisericuța care am făcut acolo cu Enuriașii, votarea la Rușor de Vede, 87, 89, deci toate anchetele securității care au durat în acești ani cu persoana mea, iar în 89 mă aflam în Rușor de Vede, deci la Sfântul Ilie, slujeam ca preot. Vestea Revoluției m-a făcut să intenționez să iau trenul spre Timișoara, dar la rugămințele soției am renunțat pentru faptul că se speriase prea mult cu câte trecuse cu mine și am zis că parcă este mai aproape București și am reușit să fac slujba de Crăciun, de să rămân oraș implicat în Revoluția, deci în orașul Roșu de Vede, simțind totuși aceea, ca mulți alții, sau chiar dacă nu au simțit atunci, au simțit după. Revoluția a fost furată în 24 de ore de la eșalonul 2. Am hotărât să merg la București. Am ajuns la București la televiziune acolo, într-un grup de apărare a televiziunii. După eliberare din 29 decembrie, când s-au predat armele, cum spune, care au fost mânate tinerilor și apărăturilor, m-am retras la Roșiori. În timpul acesta, simțind o libertate mai mare decât cea care a fost în timpul comuniștilor, am făcut demersurile pentru venirea Părintului Calciu în România, adică chemarea, ca să spun așa, dar a fost și televizată, deci am avut marea șansă să fiu numit în televiziune și să fac chemarea Părintului Calciu direct pe 27 decembrie 89, s-a întâmplat la ora 6 seara. Atunci încă nu se instalaseră bine la putere, la manetele puterii străinii. Erau încă, care astăzi încă 3-4 zile le-au prins bine. Da. Spuneți-mi puțin, ați spus mereu că ați fost un rebel cu a cărui voce s-a făcut mereu auzită. Am citit un episod, mereu am ținut să vă întreb, în Mărturisitorul de care vă temeți, cartea lui Ciocărlan. Am citit un episod în timpul anchetelor din anii 78, când tot elevii părintelui Calciu erau sub anchetă. A fost o întâlnire între dumneavoastră și un maior mai puțin plăcute. Am înțeles că maiorul v-a lovit și dumneavoastră ați ripostat la țiu. Este un moment, cum să spun, nu numai atunci. Oricine a încercat să-mi atingă acest templu pe care mi l-a dat Dumnezeu, sunt un pic cam rebel, pentru că în Scriptură spune, zice, cine te lovește pe obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Eu până să-l întorc pe celălalt, întorc stânga. Și atunci zic, dacă eu nu l-am lovit, zic, trebuie să plătească pentru faptul că mi-a atins templul acesta care mi l-a dat Dumnezeu nestricat. Și reacționez tot cu violență. Mi-aduc aminte, Părintele Calciu chiar m-a rugat tot timpul să opresc violența dacă pot și zic, dacă pot. Și pot în momentul în care nu vine violența asupra mea sau lumea. Ce vă cerea maiorul? Cereau două clișee de filme care la serbarea din 78 de Crăciun, avitatul de seminar, a fost piesa Irozii. Și Părintele Calciu a ajuns atunci, în noaptea aceea, iar eu și un coleg de-al meu, un prieten, Mișu Costinel, care este din București, el a avut aparatul de fotografiat, am avut acel curaj, care era copilăresc, dar care nu ne dădeam seama că poate să provoace atâta tulburare sau spaimă sau gravitate pentru faptul că eram puși să fim dați afară de seminare în ultimul an. Deci expuși, luați bagajul și dați afară pentru a nu mai fi viitor preoți. Și acel maior în cancelarie era Părintele Damian Ionescu, care este duhovnicul meu și ziua de astăzi, este preot în Elveția, Geneva. M-a rugat în cancelarie și de față cu maiorul să aduc clișeele și în momentul în care le-am adus,
pe drum le-am pregătit să le foalez. Și când le-am voalat, le-am făcut grămadă, le-am dat în mână și i-am zis, vi le-am adus, poftiți, nu mai avea ce să mai aleagă din ele. Nu mai avea nicio probă cine a făcut fotografii pe Intelta. La care mâhnirea lui a fost atât de mare, încât când a avut momentul acela mai violent fizic, Nina a apucat să ridice mâna, că am întors eu pe aia la altă stângă, dacă sunt stângă și din naștere, mi-am dat seama cu ce parte să-l ating, ca să el a dat cu dreapta, mi-am dat cu stânga. Dar nu numai, nu e vorba de violența fizică, este vorba de ripostă la ceva care te durea. Deci, era o violență și sufletească, pentru faptul că îmi lua ceva de suflet, ceea ce nu ne dădeam seama atunci. Așa s-a întâmplat și, de fapt, și cu anchetele la securitate, cu cel de Tellerman, din Alexandria, din Roșior de Vede. Era o violență și a sufletului care ți-o oferea aceste persoane care aveau impresia că comunismul sau dictatura sau regimul va dărâi. Nu știu dacă... Deci, trecând atâția ani de la Revoluție, eu am înțeles un lucru. N-are importanță coloratura politică sau forma de guvernare. Cred că important este să avem acolo sus la putere români. Problema noastră în acest moment este că nu avem români acolo. Sunt o mână de străini care au pus mâna pe putere în România. La asta se reduce totul. De câte ori am avut români la putere, lucrurile au mers bine. România a mers bine. În momentul în care străinii au pus mâna pe butoane... Da, român a fost și Ceaușescu, dacă stăm să ne gândim așa. Cu siguranță da, ce fel de român? Deci eu când zicem român, înseamnă să fie într-adevăr. Român nu este. Nu poate să fie decât cel care a lăsat în urma lui dragostea de țară, jertfa lui pentru țară și pentru biserică și pentru credința în Dumnezeu. Român nu se poate numi cineva care și-a bătut joc de țară sau care se bate cu pumnul în piept, sânge român, dar realitatea, mentalitatea lui este de român, este de a iubi țara și credința. Am depășit cu câteva minute deja timpul alocat. Dacă puteți să ne povestiți ceva despre Londra, nu? Este foarte important pentru ca oamenii să-și dea seama. Exact cum spuneam, nu numai Londra, Anglia, pentru mine este a doua țară. Deci, dacă România este mama mea, țara mea natală, Anglia este cea care atunci, în 92, am socotit că este țara care mi-a salvat numai sufletul, pentru că România mi-a salvat sufletul întotdeauna, dar Anglia mi-a salvat trupul. Pentru faptul că în momentul în care atacurile la persoane fizice în România, am căutat un loc unde să salvez familia și pe mine personal și am ajuns în multe țări, am ajuns în 90, Istanbul, Maribor, Austria, Triest spre Italia. Ascuns prin acoperișul trenilor, pe sub tren, până niște autocare. Deci am încercat să plec din țară, deși dacă îmi spunea cineva că voi pleca din țară înainte de Ceaușescu, cred că nu scui famă, cred că băteam. Deci pentru faptul că momentul de părăsirea României pentru mine a fost exact 13-15 iunie. Mi-am dat seama că România este condusă de o formă de violență pe care nu putea să o vadă decât cei care luase puterea. Cel de, nu știu ce comună, sat, din Ardeal, Moldova, Oltenia sau din orice regiune de România, nu putea să vadă realitatea Revoluției și ceea ce s-a întâmplat după Revoluție. Pentru faptul că totul era pe televizor, pe un ecran de câțiva centimetri pătrați, în care ceea ce se spunea acolo, așa se făcea în România. Părintele Calciu a ajuns în România și după 10 minute toată România știa că acest preot a mâncat pâine albă în America, dar nimeni nu știa că a stat 21 de ani și jumătate în pușcărie.
Da. Eu cred că să fiu cel mai urât român la ora asta acum, pentru că trebuie să întrerupe emisiunea timp de 5 minute. Presupun că toți ascultătorii o să mă urască cel mai mult. Luăm o scurtă pauză, 5 minute, și apoi revenim cu alte povestiri interesante. Pe mine, sincer, eu eram deja în film, m-a prins total și cred că și ascultătorii noștri. Vă așteptăm aici cu partea a doua în exact 5 minute. Roy UK Radio, un radio dedicat românilor. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, pe o gură de rai. Picioare de plai, pe o gură de rai, iată, vin în cale, se cobor la vale, trei turme de miei cu trei ciobănei. Să străjuim cu toții la hotare, că țara noastră nu e de vânzare. Țară de dor, țara românilor, țară de vis, fără compromis. Țară de dor, țara românilor, țară de vis, fără compromis. Noi suntem aici cu munții Carpați, român de pretutindeni, astăzi suntem frați. Ne-am născut aici cu codrii străbuni, vântul bate, apa trece, pietrele rămân. Mai de mult ai mei strămoși au pus în drepturi vechile votare, să ținem astăzi steagul cât mai sus, că țara-i una fără compromis. Să străjuim cu toții la votare, că țara noastră nu e de vânzare. Țară de dor, țara românilor, țară de vis, fără compromis. Țară de dor, țară de vis, fără compromis. Noi suntem aici cu munții Carpați, cu români de pretutindeni, astăzi suntem frați. Ne-am născut aici cu codrii străbuni, vântul bate, apa trece, pietrele rămân. Cu mână toți românii și să lăsăm deoparte dușmănia. Când este vorba despre libertate, nimic și nimeni să nu ne dezbine. Să străjuim cu toții la hotare, că țara noastră nu e de vânzare. Țară de dor, țara românilor, țară de vis, fără compromis. Țară de dor, țară.
la mulți și strămoșii mei. O parte în care ne vom concentra mai mult pe viața celui care a fost părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. S-a născut la 23 noiembrie 1925 în județul Tulcea la Mahmudia. A decedat pe 21 noiembrie în 2006 în Washington, în Statele Unite ale Americii. Spuneați, domnul părinte Sorin Paul, că l-ați cunoscut pe părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa într-un 1 septembrie 74. Spuneți-ne ce a însemnat părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa pentru elevul seminarist atunci, Sorin Paul Grecu. Nu numai pentru mine, de fapt, pentru toți cei 70 de elevi. Am fost cea mai mare clasă din istoria seminarului. Tot de la Dumnezeu a fost rânduit, pentru faptul că tot dânsul a zis, dacă vor ieși 300 de persoane pe poarta seminarului, vom schimba lumea, țara și vom scăpa și de Ceaușescu. Deci atât de mult a avut acest om și preot darul de la Dumnezeu de a vedea viitorul României, încât tot ceea ce făcea aducea sufletele noastre tăria aceea pe care poate nu o aveam și care nu ne dădea seama de ce o face. Pentru faptul că nimeni nu știam că înainte avusese 16 ani și jumătate de pușcărie politică. Da, între 49 și 51 este o perioadă mai exact, între 48 și 64 a fost continuu încarcerat. Există o perioadă între 49 și 51 în care părintele a fost închis la Pitești, în închisoarea pentru studenți. A fost o perioadă în care el a colaborat cu Turcanu în acel proces teribil de reeducare. Aveți câteva detalii este, de la dumnealui? Este, detalii nu sunt luate de înainte de a doua condamnare, pentru că nimeni nu știam și totul a fost, părintele ne-a ferit pe noi de a ști istoria lui de înainte de a fi profesor la seminar. Deci fenomenul Pitești e cunoscut. Este cunoscut faptul că în orice domeniu și mai ales acolo era vorba de reeducarea care vreau să o facă ei, dar țelul era de a te transforma într-o fiară, deci într-un om care să nu mai ai niciun fel de sentiment, de suflet față de fratele tău, de prietenul tău, de cel din celălalt. Și bineînțeles că, ca și în timp comuniștilor, în orice domeniu existau trădători sau colaboratori ai securității și așa mai departe. Părintele Calciu, fiind student la medicină când a fost închis, deci cu o pregătire și cu un dar de la Dumnezeu de inteligență rară, a acceptat, ca să spun așa, colaborarea cu ceea ce privește tot ceea ce ținea de hârțoage, de birocrația de acolo, dar bineînțeles că dedesubtul acestei colaborări pentru cei, Turcanu și pentru ceilalți care căutau, cum se zice, torționarii se numeau, dânsul o aflase, deci o simțea. Nu a lovit pe nimeni. Deci istoria arată că părintele Calciu nu a lovit pe nimeni. Vag mi-aduc aminte că într-adevăr a avut o reacție când ar fi spus că a folosit un pic de violență, dar nu fizică, poate verbală cu cineva. Dar fenomenul acela de la Pitești l-a marcat pe dânsul toată viața. De ce? Pentru că istoria fenomenului Pitești poate nu arată exact ceea ce părintele Calciu a mărturisit. Deci cei care au fost puși să semneze
o hârtie de angajament. În perioadă se semnau foarte multe hârtii. Părintele a refuzat semnătura aceea. Era vorba de o semnătură care, în realitate, te ducea la moarte. Deci, părintele a refuzat. Deși semnătura spunea clar că dacă o vei da, vei scăpa de moarte. Dacă nu vei da, vei fi condamnat la moarte. Și părintele a ales să nu o dea. Ceea ce, culmea, semnătura celor care au dat-o a fost pentru condamnare. Deci s-au dat semnătura singuri, au vrut să-și salveze trupul. Părintele a vrut să-și salveze sufletul și n-a dat semnătura aceasta și a lăsat, cum se zice, pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a salvat și trupul. Pentru faptul că ceilalți au fost omorâți. A fost, deși, și-a salvat și trupul și sufletul. Și atunci a fost legătura, promisiunea către Dumnezeu că își va ține viața de acum înainte. Și a făcut teologia. Părinte Sorin, în momentul în care are loc procesul în care se încerca culpabilizarea, să spunem, a deținuților, deci vis-a-vis de procesul de fenomenul reeducării, trebuia pus în cârca celor care erau încarcerați acolo. Părintele are un moment în care se opune, de fapt mărturia lui a contat cel mai mult în timpul acelui și proces, procesul în care a întors direcția în care mergea procesul, indicând adevărații vinovați, conducerea securității și a Ministerului Interne de atunci, cu Alexandru Nicolski, cap de afiș, și toți cei care... un alt neromân, urmași de ai lui ne conduc astăzi. Deci, prin emisiunea noastră Român Absolut, exact asta încerc să-i fac pe oameni să înțeleagă, că ne conduc exact urmașii celor care ne-au omorât înaintașii în perioada anilor 50. Am vrut să vă întreb, ulterior, când deja discutați fără a mai fi relația profesor-elev, erați deja fost elev și fost profesor, v-a dat câteva detalii vis-a-vis de prima perioadă de încarcerare? Prima detenție. Da. A fost foarte, foarte greu ca să îl ascultăm, ca să spun așa, nu greu, nu a fost timpul ca să-l ascultăm personal noi, pentru că întâlnirea din 90, deci întâlnirea din 90 pe 19 februarie, când a venit în exil în America, în România, deci după Revoluție, a fost întâlnirea pe aeroport cu părintele Constantin Galeriu, părintele Arcatu, la Mănăstirea Cernica, în jur de vreo 60 de persoane. Acolo părintele n-a mai făcut mărturisire. Mărturisirile dânsul le-au făcut după aia în interviu și le găsim în orice interviu care a fost și luat și de Valerian Vosganian, da. Cel care a luat primul interviu părintelui. Mi-a rugat aminte că eram chiar de față când i s-a luat interviu, pentru că venise în cele 5 zile. Și mărturisirile despre prima detenție au fost făcute mai mult în interviurile care le-a dat. Cu noi nu mai am avut timp să... Eu am fost 5 zile și 5 nopți, cu 4 nopți, în fuga. Deci conducând mașina și mergând să vizităm unde avea nevoie de să se întâlnească, să zicem, cu domnul Coposu, cu marele erou total României, Corneliu Coposu, cu... Un român absolut, aș spune, da, eu. Da, unul dintre cei mai puternici care au rămas în România după Revoluție și care așa a rânduit Dumnezeu, cum să spun, să fie spre rușinea celor care, chiar și al lui președintele Iliescu, mi-aduc aminte că atunci în ianuarie la televizor... Un alt neromân. Da, un alt neromân care la televizor mi-aduc aminte că s-a exprimat. Deci acest domnul Căposu, la care speakera zice, îl rectifică și zice, nu Căposu, zice Coposu. Ca să nu știi cine a fost Corneliu Coposu, înseamnă că normal că nu te numești român. N-ai cum să te numești român, atâta timp când nu știi eroul. În 58, un erou al României ajunge la Jilapa, la secția Casinca.
Asta însemna, deci după iadul de la Pitești, o celulă aflată la câțiva metri sub nivelul solului, deci sub pământ, fără lumină naturală, aerisirea însemna trei găuri făcute în ușă și apa care curgea mereu din pereți. A fost coleg de celulă cu Marcel Petrișor, cu Iosif, cu Constantin Oprișan. Constantin Oprișan era bolnav de TBC. A murit în mâinile părintelui. După ce a încercat să-i salveze viața, părintele Calciu avea avea în sângele dânsului de a se jertfi. Mi-aduc aminte, mergeam în 76 până cu tremur și în 78 după cu tremur pe munte, de la Sinaia spre Babele, peștera Ialomicioara, la mănăstire acolo. Porecla dânsului, care nu e trecută nicio carte, era motoreta. Deci toți elevii știam că porecla dânsului este motoreta. Trecea pe lângă noi ca fulgerul, ca o motoretă așa, în fugă. Nu ne țineam pe munte după dânsul, deși avea peste 50 de ani și noi aveam 18-19 ani. Ce se întâmplă? Avea în momentul acesta în sânge de a se jertfi și când și-a tăiat venele de la mână pentru a-i da sânge, pentru a-i da putere lui Oprișan, Marcel Petrișor, care trăiește, este cel cu care am copilărit sub privire, pentru că nu știam istoria sau cine este Marcel Petrișor sau cine este Oprișan sau cine este Purcărea sau cine au fost acești martiri. George Manu, Valeriu Gafencu și oricine care și-au... Și eu personal, deci am avut o perioadă în care am crezut că șirul de eroi, martiri români, da, care au fost dispuși la jertfă, pentru că acest neam este clădit pe jertfă. Pe jertfă. O serie neîntreruptă de jertfe. Am crezut că s-a întrerupt acest șir la un moment dat, în timpul primului război mondial, maximum spre al doilea. Și constatăm că în perioada comunistă, în care noi credeam că nu mai beneficiem de eroi și martiri, avem o inflație de eroi și martiri. Absolut. Dar băieții cu televizorul au reușit să ne facă să ne uităm în altă direcție și... În legătură cu acest cuvânt televizorul, vedeți că aceste două urechi ale mele și a celor 300 de elevi care eram în seminar în 78, când părintele Calciu a început cele 7 cuvântări către tineri, faimoasele cuvântări, în pauza dintre a 5-a și a 6-a, când s-au închis ușile seminarului, porțile la Radu Vodă, ușile bisericii Radu Vodă, și părintele ținea cuvântul pe treptele. A apucat să spună că mă voi ruga la Dumnezeu să nu mor până nu-i vă spune poporului român ceea ce Ceaușescu vrea să facă, cum îi se fură credința, cum îi se surpă bisericile. Cuvintele acestea au rămas, deci fără să ne dăm seama atunci în copilăria noastră sau în tinerețea noastră, că sunt niște cuvinte care au ieșit din sufletul părintelui și care și de multe ori și din sufletul nostru iese câte un lucru, dar nu ne dăm seama că dacă a plecat din suflet, el la timpul lui se va împlini. Și m-am gândit după ani de zile cum Dumnezeu a rânduit să nu moară până n-a ajuns pe micile ecrane să spună într-adevăr poporul român ceea ce făcea Ceaușescu și ceea ce a încercat comunismul să... O să vă rog puțin, pentru că avem foarte multe mesaje de felicitări de partea ascultătorilor și așa. Am și o întrebare. Am ales-o pe cea mai, poate, nepotrivită, să spunem, de la un ascultător de-al nostru, îl cheamă Vasile Balmoș și mă întreabă, după toată emisiunea asta, câți popi mai aveți? Niciun. Eu i-am răspuns așa. Niciun. Popi sunt mulți. Niciun. Preoți sunt puțini. Asta e răspuns, pentru că niciun. Chiar mi s-a părut această întrebare total neadecvată și chiar nu se potrivește. Nu, răspunsul este
foarte simplu, niciun popa, că nu există popa pe pământ. Da. Nu, deci noi facem efortul să aducem la cunoștință oamenilor povești într-adevăr. Nu există decât taina preoției. Da. Și nu unii apropii. Oameni consideră că, nu știu, e o joacă. Fiecare, sau, fiecare cu respectul pentru haina preoțească sau pentru omul de lângă el. Da, așa e. Oamenii care s-au obișnuit cu minciuni nu mai vor să audă adevărul. Le deranjează ideea de adevăr. În 63, părintele Gheorghe Calciu Dumitrescu se ajunge cu domiciliu sub supraveghere la Bărăgan. În 64 are loc amnistia generală a lui Gheorghe Gheorghiu. Deci, el era un tânăr student la medicină, avea 21 de ani când a fost încarcerat. Are deja 37 de ani. A încercat să continue medicina, a plecat, dar a fost refuzat. Știți cum a reușit să intre până da, la ce s-a întâmplat? Din nou, cei care au o credință în Dumnezeu își dă seama că toate sunt rânduite de la Dumnezeu. Cei care încep să ne pună întrebări, există Dumnezeu sau cum îl văd ei pe Dumnezeu, atunci normal că nu o să creadă niciodată că toate sunt rânduite. Făcând promisiunea lui Dumnezeu pentru salvarea vieții lui de la Pitești, după fenomenul Pitești, părintele Calciu a avut sprijinul într-un mare ierarh, care a fost Patriarhul Justinian Marina. Patriarhul Justinian Marina deci după Miro Nicodim, al treilea patriarh al României, a fost Justinian. Istoria spune că Patriarhul Justinian l-a salvat pe Gheorghe Gheorghiu, deși într-o căruță de fân la Vâlcea, pe Musurul Vâlcea, unde era preot. Era căsătorit, avea copii, deci Patriarhul Justinian. După ce a rămas văduv, după ce a ajuns la putere și Gheorghe Gheorghiu, deci, neavând după Patriarhul Nicodim, a fost sprijinit de a ajunge patriarh. Într-adevăr, a meritat numele de patriarh Justinian pentru faptul că a fost într-adevăr patriarhul Bisericii Ortodoxe în lume cu tot ceea ce ține de perioada destul de grea. Da, când trebuia să... începutul comunismului, deci după Emilia Ceaușescu. Patriarhul Justinian a murit pe 23 ianuarie, dacă nu mă înșel, data, ziua, pentru că pe 4 ianuarie a fost cutremurul. La cutremur Părintele Calciu, martie, 4 martie 77, biserica Enei a lui Mihai Viteazu, titoria lui Mihai Viteazu peste Dunăre intercontinental, a fost afectată foarte puțin la cutremur, dar în schimb a fost afectat blocul în care a murit Toma Caragiu la Dunăre. Da, și Ceaușescu a dat ordin să se surpe biserica, Patriarhul Justinian a spus că o va repara pe banii Patriarhiei, bisericii, apoi s-a surpat intenționat turla, o lovitură de macara copilă. A zis că neintenționat a fost. A fost un accident. Și atunci când va trebui, Patriarhul a spus din nou că o va repara, chiar dacă este foarte afectată, dar în schimb Ceaușescu a dat ordin să se surpe și pe ea este și acum restaurantul și cu cârciuma Dunărea. La care Patriarhul Justinian a făcut un atac suferea de diabet și în 23 partea ianuarie a murit. La un an de zile, deci Părintele Calciu deja... O întrebare, ce făceați în seara de... Cu tremuri? Da, în 77, eram 310 persoane, eram 310 elevi, eram în... Căminul Radu Vodă. Nu, elevul Sorin Paul. Eu m-am dus să beau o cafea și poate cred eu că nu pot să, de ce să nu spun și realitate, cred că am fumat și o țigară. Erau copilările și ispitele. Ați mers legal? Nu, aveam cum se zice, fiecare mai aveam cât un curaj, care avea curaj, care nu avea curaj și stătea acasă, dar ăștia care era mai așa, mai năzdrăvani, mai ieșeam și fără bilet de voie și fără aprobarea părintelui Damian Ionescu sau pedagogului și am ieșit
cu Stanciu Gheorghe, un coleg de-al meu, dar care aveam un spate mai acoperit de ce era nepotul episcopului Romani al Obițeanu, cel care m-a preoțit pe mine și zic, dacă îl pedepsește, pe mă pedepsește și pe mine, dacă nu, poate scap și eu. Și eram foarte bun prieten, Dumnezeu să-l odinească, a murit acum 2 ani de un cancer de fapt, chiar este trecut în cartea mărturisitorului Ionic. Și când m-am întors, când a început cu tremur la 9 și 20, eram la vreo 300 de metri de seminar, chiar în magistrală, în Piața Unirii. M-am dus cu colegul meu, cu George, să salvăm niște copii și niște femei care țipau pe niște blocuri pe Antonerii Beznă și după vreo 4-5 de minute m-am întors la seminar. Clasa mea în care învățam era surpată, era totul după 6 luni de zile, n-am scos lucrurile din dărâmături. Din 310 persoane, 303 erau prezenți, 7 lipsă, 5 sunt dărâmături, eu cu colegul meu la o cafea. Părintele Calciu a venit pe jos din militari, a fost singurul care a venit și am început să descurcăm. I-am spus pe doi, pe Grigor, Valeriu din Abrud, a murit în mâinile mele și pe iarbă, chiar lângă biserică, avea și o operație de apendicită proaspătă, l-a prins în baie. Iar pe Negulescu din Dâmbovița și pe Petre Constantin din Prahova i-a găsit părintele Calciu cu cei care au dezlupat a doua zi sub dărâmături. Iar celălalt, Grosu și cu Popescu, cei doi care au trăit, au supraviețuit. Unul, Popescu, a murit în vara următoare, înnecat în Dâmbovița, a făcut un avion de vădune sau un art attack. Și a murit. Singurul care mai trăiește este Grosu, m-am interesat și acum când a fost în România, nu știu în ce comună este, preot sau unde este, era cu un an mai mic ca mine. Cine l-a scos de sub dărâmături? Deci eram eu, părinte ăsta, cu colegul meu, George Stanciu, care nu am simțit frica aceea. Pentru faptul că pe fiecare treaptă, în seminar, pe 3 etaje, cât era clădirea de înaltă, era cât un papuc. La fiecare 300 de persoane să cobori în întuneric cu acela și cu clădirea zguduită și surpate toate, amândouă capetele clădirii au fost surpate, deci de sus până jos, o înălțime de peste 15-20 de metri, la care părintele Calciu, cu mâinile mi-aduc aminte că și-a pus reverenda, că a venit pe jos, că nu circula nimic de militari. Deci, țătea în capul militarilor, și a venit pe jos până în Piața Unirii. Același spirit de jertfă, da. Și într-o situație în care, deci singurul, noi nu știam, care noi nu știam jertfa lui din pușcărie, din cei 16 ani jumătate cu oprișan, cu el, nu știam nimica. După aia ca să aflăm despre... A fost prima clasă la care părintele Gheorghe Calciu a fost diriginte. Da. După momentul 77 vine momentul 78, când cu cele 7 ține cuvinte. Cele 7 cuvinte. Și puteți, cu procesiunea. Puteți să ne dați câteva detalii? Da, deci 4 martie 78, la ora 9:20, părintele Calciu stabilește procesiunea pentru punerea unei cruci la locul unde murise colegii aceștia, de fapt unde exact unde a fost pus Grigor Valeriu, cel care și-a dat duhul atunci în 4 martie. Și procesiunea a fost căutată să fie întreruptă. Adevărul, nu vreau să acuz pe nimeni, dar nici nu vreau să aibă merite cineva pe care nu le-a avut atunci. Dintre profesorii de seminar sau dintre prieteni și preoții, mie mi-a lăsat un gust amar foarte mult și a fost și el un erou al României și al preoției, părintele Bordașiu Nicolae. Era profesor de misionare, de dogmatică. Un profesor foarte bun, dar care atunci nu a știut să învingă teama pe care părintele Calciu nu avea. De ce? Pentru faptul că a fost cel mai apric, cum să zice, opozant al părintelui Calciu în acțiunile lui. Bineînțeles că după ce a trecut voiul lui Ceaușescu, toți ne credem eroi și că a vrut să-l oprească pentru a nu face rău bisericii. Nu se pune problema aceasta. Părintele Calciu n-a vrut să facă rău bisericii, a vrut să facă bine bisericii și României, în care Ceaușescu vrea să sufere tot. Să ne ia și credința și... Este monument.
Este un... Deci, și a fost procesiunea făcută, fără aprobare, și după aia a început atacul la Părintele Calciu, excluderea de seminar, de învățământ, darea lui afară și arestare. Acesta a fost. De la Arsenie Boca ne vin câteva cuvinte. Am înțeles că frica, teama, vine de la diavol. Probabil... Ca și ispita. Probabil cei care n-au reușit să-și înfrângă frica, n-au reușit să aibă nici atitudinea, nici poziția Părintelui Gheorghe Calciu. Nu trebuie să condamn eu acum pe cineva pentru faptul că nu este de față cu mine, dar am avut și ocazia să-i spun în față Părintelui Mărnașiu, deși îl urmăresc de foarte multe ori și la televizor, la Trinitas și așa mai departe, a făcut tot închisoare politică. Părintele Galeriu a fost la canal. Nu a avut absolut niciun fel de altă persoană curajul Părintelui Calciu și a fost singura personalitate, deci Biserica Ortodoxă, care nu i-a fost frică. După 16 ani de închisoare, este singurul care se ridică și spune nu. Are puterea să spună nu. Motiv pentru care mai primește încă 5 ani. 10 ani a fost condamnat, dar numai 5 a făcut, pentru că din nou Dumnezeu a rânduit să fie scos după 5 ani. Am văzut într-un interviu al părintelui Gheorghe Calciu, un episod cutremurător. Era încarcerat de 2 ani de zile. Securiștii și torționarii încercau să explice că toți elevii părintelui s-au dezis de el, foștii colegi, familia l-a părăsit. La un moment dat i-au spus că și mama refuză să-l mai vadă. El nu știa, nu avea nicio legătură cu exteriorul. A fost un moment de slăbiciune în care el... Își întreabă mama într-o rugăciune, mamă, cum m-ai putut părăsi, tu care mi-ai arătat tot timpul un drum drept în viață. Eu am făcut lucrurile așa cum trebuiau făcute, în adevăr și în dreptate. Ne-am făcut compromis cu... Da, din nou trebuie să intervin, trebuie să facem încheierea acestei emisiuni. N-aș fi vrut să fac asta, bineînțeles, dar îl rog pe Părintele Sorin Grecu să ne promită că va veni și într-o altă emisiune să continuăm această discuție interesantă. Voi veni, dar până atunci, pe toți ascultătorii și cei de bună credință, și chiar fără bună credință, să zicem, îi sfătuiesc să intre puțin, că acum avem destule site-uri sau informații care putem să le găsim pe internet, să acceseze acest nume, Gheorghe Calciu Dumitreasa, și sunt convins că cuvintele mele sunt de prisos, cuvintele noastre sunt de prisos, și fiecare când va citi, indiferent că are credință în Dumnezeu sau că nu are credință în Dumnezeu, că este ortodox sau că nu este ortodox, va înțelege din acele câteva rânduri pe care le va citi despre Părintele Calciu, care este istorie. După ce am auzit în seara asta, mă simt atât de mic. Nu, eu mă simt foarte mare, știți de ce? Că mi-a dat Dumnezeu atâtea daruri pe care sunt convins că nu le merit. Și am stat și m-am gândit cum să fiu elevul acestui mare, cum să slujesc cu Părintele Rafael Noica la mănăstirea din Essex aici, cum să-l ating pe Părintele Sofronie la mănăstirea din Essex, oameni sfinți. Am fost la Sfântul Munte săptămâna trecută, m-am întors. Părintele Calciu la Batoped este singura icoană pictată a Părintelui Calciu cu cele 7 cuvântări în mână. Să vede pe internet icoana aceasta. Deci Sfântul Munte, care este o rugă continuă pentru lumea aceasta în care trăim și care noi poate fugim în fața icoanei decât zicem Doamne iartă-mă, Doamne ajută-mă, Sfântul Munte este cel care se roagă pentru această lume, pentru această planetă, și care este conștient că Părintele Calciu a fost cel mai mare glas împotriva
comunismului din România și a fost persoana și preotul care Dumnezeu l-a ales să arăte României și celor care l-au... Vă văd vorbind despre părintele Gheorghe Calciu Culatri Minoi și... Este emoția pe care de multe ori am spus nu pot să mă lau cu nimic, că numai păcate am făcut pe pământul ăsta și cu alea nu pot să te lauzi. Dar în schimb mă pot lăuda cu darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu de a avea acest om 4 ani de zile în fața ochilor mei. Prietenia mea cu dânsul a fost, și cu asta nu vreau să intrăm în amănunte, a fost cam în felul următor, dacă citiți în Epistolul Prigonit, i-a spus mamei, după 3 luni de zile, să mă ia acasă, că de mine nu va ieși preot. De ce? Mai bine cântam, cum să spune cumva, cu stânga. Deci nu suporta violența și când mai dădeam cât un pumn în stânga și în dreapta, ca să îmi apăr trupul meu sau pe celălalt mai sfirat decât mine, părintele Calciu îi spune mamei, nu va ieși preot din acest om. Doamnă, îl luați acasă, că fratele lui, mai aveam un frate, mai am pe fratele meu Cristinel Ion, este total diferit. Ca după ani de zile să ajungă la... Deci când m-am reîntâlnit cu el, 90, pe 19 februarie, am fost singurul care am ajuns la avion, pentru că cel care m-a cunoscut în aeroport a zis că am voie cu o singură persoană. Era ruga mea cu 10 ani și 2 luni înainte, e trecută în carte, în care să nu mor până nu-i mai sărut mâna acestui om. Deși părintele era pe moarte la Iud în 79, în decembrie, Dumnezeu a făcut să nu moară și eu să-i sărut încă o dată mâna acestui mare preot. Și mi-am dat seama că a fost un dar de la Dumnezeu și când mi-a spus că aduceți-vă aminte, părinte, că au fost persoane și colegi de-ai mei și preoți și elevi care v-au sărutat mâna de aici până la cot și mai în sus de cot. Nu sărutul mâinii arată dragoste, că și Iuda l-a sărutat pe Hristos. Da. Ce sărutul din inimă pe care îl faci. Și dacă mă socoteam că mă persecută tot timpul, eram supărat în sufletul meu ca persecuție, că nu eram vinovat. Dar dânsul și-a dat seama apoi că, într-adevăr, cei care l-au urmat sau care au vorbit despre el după aia sau care vorbesc în ziua de astăzi, am colegi care nu vorbesc despre părintele Calciu. Deși sunt profesori universitari sau la seminar, rar de tot mai spune câtul cuvânt. Am avut întâmplare să am în Londra, aici, la parohia noastră, la Sfântul Apostol Pavel și a tuturor sfinților români, de aici, de Nisam, unde slujesc, persoane care au făcut seminarul și teologia și care n-au auzit de preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa, ceea ce denotă că sunt multe persoane care se feresc și astăzi să-i pronunțe numele. De ce? Ori n-au aprobare de la un episcop, ori n-au cine știe ce binecuvântare de la nu știu ce ierarh de România, sau încă vrea să se mai țină ascuns. De ce? Pentru faptul că se vă ține ascuns cât va vrea Dumnezeu. Cum s-a întâmplat cu 3 ani de zile. Adevărul deranjează. Da. S-a ținut ascuns faptul că a fost dezgropat și a fost găsit neputrezit acum 3 ani de zile. Canal D, televiziunile române au dat despre desfumare. Se poate intra pe internet să vede corpul lui. Miracolul făcut de Dumnezeu. Este vorba de, cum se spune, Sfântul de care ne temem. Cartea aceea a lui Sergiu Ciocârlan trebuia să se numească Sfântul de care vă temeți. Și nu i s-a aprobat să fie. După faptul că Sfânt se spune că după ce vei fi canonizat. Da. Nu, la Dumnezeu Sfânt este tot cel care a mărturisit pe Hristos și care și-a apărat credința și glia strămoșească. De trecut în calendarul lui Dumnezeu, chiar dacă nu e trecut în calendarul lui. Și de aceea cartea a trebuit să fie tipărită mărturisitorul de care vă temeți, nu sfântul de care vă temeți. Trebuie să încheiem emisiunea. Mă bucur. Vreau să vin cu un citat din aceeași carte. Este răspunsul dat de dumneavoastră unui înalt ierarh care vă ruga să scrieți cartea, o carte în care dumneavoastră promiteați să aduceți documente, scrisori, fotografii, amintiri, ca poporul să cunoască adevărul. M-a rugat să nu pun nume. Răspunsul dumneavoastră a fost preasfințite.
istoria se scrie cu nume. Ce fel de istorie ar fi aceea fără nume? De unde am ști noi astăzi cine l-a trădat pe Hristos, dacă nu ar fi consemnat acel nume al trădării? Petru a trădat și s-a căit, dar celălalt, Iuda și iudele din toate timpurile, sunt șiruri întregi de trădări în țara noastră. Așa cum trebuie să ne știm martirii, așa trebuie să-i cunoaștem și pe trădători, pentru că altfel, preasfinția voastră, există riscul ca acești trădători care trăiesc și astăzi să rescrie istoria și în bună măsură o fac, fără prejudecăți din cauza noastră, a celor care girăm istorii fără nume. Sărutăm mâna, Părinte, și promitem să încercăm să dăm în emisiunea Română Absolut și seria de iude care lovesc în neamul românesc. Vă mulțumim! Doamne ajută și să fiți binecuvântați și să aveți o toamnă frumoasă și sărbători fericite, că zi se apropie Crăciun. Da, se apropie Crăciunul și acum să încheiem într-o notă mai veselă. Noi organizăm tot felul de spectacole de stand-up comedy, știu că vă plac, vă invităm cu mare drag mâine seara la restaurant Zaraza aici în estul Londrei. Am fost foarte bun prieten cu Puiu Călinescu, am copilărit. Dumnezeu să-l iertă. Lucram la Carul Guber în București o sfătar când eram student și eram unul dintre cei mai buni prieteni. Și era cel mai bun prieten Puiu Călinescu, Dumnezeu să-l odinească. Da, noi asta mai facem din când în când, organizăm spectacole de stand-up comedy, vă așteptăm cu drag și bineînțeles neapărat la o nouă emisiune trebuie să o punem la punct și să vă invităm din nou. Doamne ajută și mă bucur că ați reușit să aduceți tuturor celor care ne ascultă subiecte interesante. Nu a fost vorba numai cel din seara aceasta, ci de cele dinainte și sunt convins că și cele care vor urma vor fi pe placul ascultătorilor și sunt lucruri foarte interesante care trebuie să le aflăm sau, cum se zice, cât trăim, totdeauna este bine să învățăm sau să cunoaștem cât mai multe. Okay. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Continuăm programul Roy K Radio. Și ne vedem, ne auzim de fapt săptămâna viitoare începând cu ora 20. Vă mulțumim!